Țara noastră se confruntă cu o multitudine de probleme. Dezastru este în toate domeniile. Eu însă venind din sectorul real al economiei, cunosc mai bine dificultățile cu care se întâmplă mediul de afaceri, antreprenorii. Dar credeți-mă, antreprenorii zilnic au zeci de probleme, situații care necesită să fie rezolvate. Ei nu pleacă acasă, dar își suflecă mânecile și identific soluții pentru a rezolva. Pentru că dacă el pleacă acasă și nu rezolvă problemele, această companie falimentează. Păi iată, eu compar o afacere cu țărișoara noastră, care nu este atât de mare, dar care parcă este blestemată și în toți acești ani de la independență nu are norocul să vină la fruntea statului și la cârma acestui stat un gospodar, un patriot, pe care să-l doară inima pentru acest popor și pentru acest petic de pământ. Păi iată, eu văd în Renato un foarte bun gospodar. El și vine din mediul de afaceri și el cunoaște ce înseamnă munca, riscurile și de lungul anilor cred că a demonstrat că iubește Republica Moldova. El nu a fost la guvernare. Nu a fost nici în executiv, nici în legislativ. Nu înțeleg de ce au așa frică de el. El nici nu a reușit măcar să ne arăte ce poate, da? Cum poate guverna. Eu vreau să vă rog pe 20 octombrie să nu vă lăsați manipulați de promisiunile pe care le auziți în această perioadă, practic de la toți ceilalți candidați care toți anii aceștia au fost la guvernare. Unica mea întrebare este de ce ne-au făcut în toți acești ani tot ce ne promit acum? Ați avut posibilitate, resurse. Din păcate, nu ne-au demonstrat nimic altceva decât au adus această țară încă în mai mare prăpastie decât a fost. Ați auzit și dumneavoastră în toți acești ani, în țara asta intră câția bani, milioane, miliarde. I-ați simțit cumva? Eu nu. Dar dumneavoastră s-a îmbunătățit calitatea vieții? Au crescut standardele de viață? Trăiți mai bine? Bani au avut, resurse au avut, la guvernare au fost. N-au făcut nimic. Avem nevoie de un patriot care să-mi doară sufletul pentru această țară și acest popor. Și acest candidat la prezidențial, cu siguranță, este Renato Osată. Mulțumesc! Mulțumesc frumos!